Curvinul Hunedoara a profitat de pauza din campionatul de fotbal al României și s-a deplasat la Cluj-Napoca pentru a juca un meci amical cu campioana țării CFR Cluj. Hunedorenii au avut lovitura de începere și au atacat poarta ceferiștilor, astfel că în primul minut Corvinul are și prima mare ocazie de a deschide scorul prin Marius Lupu, care a trimis mingea în bară. După o repriză de fotbal deschis cu faze de gol la ambele porți, cele două echipe au remizat la pauză, scorul rămânând neschimbat 0-0. În cea de-a doua repriză a amicalului între CFR Cluj și Corvinul Hunedoara, campionii au preluat inițiativa și după câteva ocazii la poarta oaspeților, în minutul 55, în urma unei faze superbe, apărarea hunedoreană este învinsă, Mistrati reușind să împingă mingea în poarta lui Lefter. A fost rândul hunedorenilor să atace căutând egalarea, însă apărarea clujană a fost de netrecut. Ultimele 10 minute aparțin campionilor, aceștia reluând atacurile spre poarta tânărului Darius Roman, sosit la Hunedoara de la CFR Cluj și introdus pe teren de antrenorul Florin Maxim. După câteva parade bune, acesta nu mai reușește să scoată șutul lui Bordeianu, care trimite mingea în bara transversală, de acolo ricoșând în tânărul portar al Corvinului și apoi în plasa porții hunedorene. În minutul 88, campionii reușesc să obțină un penalti pentru joc periculos. Ovidiu Hoban este cel care ia mingea pentru a executa lovitura de pedeapsă, pe care însă tânărul portar hunedorean o parează, cucerind aplauzele celor din tribună. Scorul final a rămas 2-0 pentru CFR Cluj, însă amicalul s-a dovedit a fi un meci util ambelor echipe. Mi s-a oferit această oportunitate să disputăm acest meci cu campioana României și era, poate și din vacanță veneam pentru un meci ca asta. Au jucători de calitate, despre ce vorbim, este campioana României, pot alinea oricând două echipe la aceeași valoare. Echipă bună, solidă, chiar asta vorbeam și cu jucătorii, este o echipă solidă și nu întâmplător e campioană României. Un joc de pregătire în care noi, eu consider că, așa cum a spus și dumneavoastră, prima repriză ne-am ridicat cât de cât la nivelul adversarului, să spunem. A doua repriză, pe undeva eram și normal că nu prea am avut schimbări de făcut. Se vede ritmul lor peste al nostru, dar una peste alta, eu zic că am făcut un meci bun. Pe portarul din repriza a doua l-ați felicitat pentru că a apărat acel penalti? Felicitat, e normal, e portar, dacă poate să apere, o face. E un copil în care noi credem, e un copil născut 2006 și îi doresc succes și să fie sănătos să apere. Bună seara! Pentru mine a fost o experiență de neuitat să joc CFR cu o echipă mare. Este o mândrie și cu atât mai mult că am apărat acel penalti și am făcut un meci bun. Bine. Și mă bucur. Știi cum trage Coman? Sunt colegii, cum a fost fie acolo? Mi-au spus și colegii, dar așa am simțit de moment. M-am făcut că plec în dreapta și după aceea Boban a schimbat colțul și din fericire am reușit să scot. Îmi place de CFR pentru că am și jucat aici la junior. Am văzut că ai avut și susținători în tribune, colegii tăi sau cineva? Nu, părinții mei au venit la meci de la Hunedoara și m-au susținut și le mulțumesc. Și sunt fericit, nu? Că ai avut acel penalti? Da, foarte fericit. Unde doresc? Cu Corvinul și mai apoi... Cu Corvinul ne dorim să ajungem în Liga 2, să reușim anul acesta să promovăm. Și țelul meu, să zic așa, este să ajung în Germania la Bayern München. Da, a arătat că a avut meci amical. S-a văzut că venind după o pauză, 4 zile, ne-am antrenat câteva zile, dar s-a văzut și că dorim nu sunt 100%. Deci în prima repriză, nici a doua. Nu am arătat ce trebuie pe teren. În schimb, adversarul era mai motivat, foarte bun pentru Liga 3. Antrenorul este fostul meu coleg, fostul meu jucător și mă bucur mult pentru el. Îmi place să văd foștii mei elevi să fie antrenori și să muncească bine. Am înțeles că un an de zile n-a pierdut un meci în Liga 3, ceea ce e fantastic. Dar la baraj. Da, la baraj, da. Și înseamnă că face o treabă excelentă. Sunt fericit pentru noi, e clar că nu
nu a fost ce trebuie. În afară de rezultat și doi jucători, restul, toți au fost sub nivel. Și trebuie să ne îngrijoreze puțin, pentru că vor veni 6 meciuri foarte grele în 20 de zile, în scurt timp. Și trebuie să fim pregătiți. Posibil să mai pun un meci amical până la meciul cu Sibiu. O să încerc duminică să găsesc un adversar. Pentru că degeaba ne antrenăm dacă nu avem meciul cum a fost astăzi. Un meci, mă bucur că am reușit să jucăm pe terenul central mare, pentru că să ne luăm reperele, mai ales că avem și meciuri importante acasă. Pe total a fost un test reușit, că nu avem nicio accidentare. Am dat și două goluri și una peste alta a fost bine pentru noi. Meciul de fotbal de pe terenul campioanei a putut fi urmărit de unedoreni în direct pe canalul de YouTube al echipei, dar și pe cele două ecrane aflate în piața Regele Ferdinand I din orașul de pe Cerna.